Casa familiei Ciobanu din satul Ion Neculce, județul Iași, ridicată de Mănăstirea Hadâmbu, se află în plin proces de construcție. În prezent, muncitorii lucrează la partea de finisaje, iar în perioada următoare se va realiza instalația termică și electrică. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a vizitat astăzi șantierul aflat în derulare. Părintele stareț a apreciat hărnicia echipei de meseriași care au reușit într-un timp scurt să realizeze o lucrare amplă. Să mulțumesc Bunul Dumnezeu pentru stadiul în care ne aflăm acum, fiindcă trebuie să recunosc că am trăit mari emoții, că nu o să ajung în stadiul care vedem acum căsuța copilașilor, deoarece am dorit foarte mult, îmi doresc să intrăm în această casă cu darul Dumnezeu, să băgăm copilașii până de frigul și iată că de mila lui Dumnezeu, dacă ne uităm bine, casa este aproape spre finalizare. Mai avem ceva de lucrat la interioare, la finisaje, mă refer la pus parchetul prin camere, în baie, în bucătărie. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și acelor buni credincioși care mi-au fost, trebuie să recunosc aproape tot timpul, pelerinii, credincioșii, câțiva din fiii mei duhovnicești, și mi-a ajutat Bunul Dumnezeu să finalizăm această căsuță. Este cea mai mare bucurie pentru mine personal. Și cred că și pentru cei buni credincioși care ne bucurăm împreună cu acești copilași care de-abia așteaptă să intre în această căsuță. Unii de altfel știm bine cum locuiesc și unde locuiesc în câmpul acela, într-o cămăruță de 3 metri. Casa pentru cei 10 copii are în continuare nevoie de sprijinul donatorilor. Până în prezent, toate lucrările deosebit de costisitoare au fost suportate de Mănăstirea Hadâmbu, de câțiva donatori și din contribuția pelerinilor care au oferit din jertfa lor pentru această casă. Și care frecventează de altfel slujbile sfinte noastre mănăstiri au contribuit cu puținul care l-au avut la dumnealor și iată că puținul care l-am strâns, Dumnezeu a mulțit, a binecuvântat, a blagoslovit, plus ceilalți tineri, cum am spus și o spun de fiecare dată, de dat model acești tineri din Bucovina care lucrează în afară în Londra, unde a dat niște sume mai mărișoare. Acum ne luptăm spre finalizare să reușim să le băgăm mobilierul. Mă refer la cei micuți să facem măcar câte 4 paturi suprapuse, fiindcă ei sunt mai mulți și mai micuți, și în fiecare cameră câte 2 paturi, un șifoner. Sunt credincioase care au dat deja covoarele pentru casă și adunăm și pentru bucătării tot ce trebuie, ca dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, dorința mea personală a fost ca înainte de Sfântul Ierarh Nicolae să reușim să sfințim căsuța copiilor și să aibă și căldură. Acum lucrăm la centrale, ați văzut că a adus deja caloriferile și luptăm să finalizăm, să putem sfinți, fiindcă, bine mi-aduc aminte, acești copilași i-am găsit chiar înainte de Sfântul Ierarh Nicolae. Am fost cu dumneavoastră acolo când ați filmat și, Doamne, ce minune a lucrat Dumnezeu și cum a lucrat Sfântul Ierarh Nicolae și bine ar fi să intrăm tot înainte de Sfântul Ierarh Nicolae, care este la un an de zile. Este o mare bucurie, o mare binecuvântare. Totuși, Sfântul Ierarh Nicolae ne-a fost de mare ajutor ca să bucurăm acești copilași. Faptele de milostenie ale Mănăstirii Hadâmbu vor fi amplificate în perioada următoare. Copiii și familiile cu o situație materială precară vor primi alimente, jucării, dulciuri și îmbrăcăminte cu prilejul sărbătorilor dedicate Sfântului Ierarh Nicolae și Nașterii Domnului.